Vă mulțumim că ați ales să fiți alături de noi la acest eveniment. Ne rugăm să facem voia lui Dumnezeu în această seară, de aceea vă propun să începem cu o rugăciune. Îl rog pe Părintele Ionel să facă rugăciunea. Și noi toți. Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea de la zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel vicrean. Numele meu este Elena Buhaiu și sunt președintele Asociației Nicolae Denil Dorobanțu. Mulțumim Bibliotecii Radu Rosel Ionești, care găzduiește evenimentul Primăriei și Consiliului Local, care ne oferă această găzduire în condiții foarte bune, logistica necesară, dar le mulțumim și oamenilor care jertfesc din timpul lor pentru a face posibil acest eveniment. Invitații acestei seri sunt Părintele Ionel Dumitru Adam, preot paroh al parohiei Borșani, și domnul Cornel Galben, scriitor băcăuan, ziarist, critic, istoric, literar, membru al Uniunii Scriitorilor, redactor șef al televiziunii literare, și mulțumim și domnului director Eugen Ungureanu, care se află prezent aici, precum și tuturor celor care filmează. Veți afla mai multe despre domnul Galben atunci când îl vom invita să vorbească. Vă propunem următoarea desfășurare a evenimentului. Vom face o scurtă prezentare, eu voi face o scurtă prezentare a Asociației Nil Dorobanțu, care a inițiat acest demers. După care Părintele Ionel Adam ne va vorbi despre cum a intrat Părintele Nil în viața Sfinției sale, despre viețuirea, despre jertfa, despre opera teologică a Părintelui Nil. Domnul Cornel Galben a fost sedus de personalitatea Părintelui Nil și a publicat în Meridianul Cultural Românesc numărul 3 un articol cu titlul Nil, Monahul iubit de Hristos, articol pe care l-am invitat să-l prezinte împreună cu alte lucruri pe care vrea să ni le spună. La ieșire veți putea vedea seria de cărți ale Părintelui Nil Dorobanțu, veți putea să le și cumpărați dacă vreți lucrul acesta. Nu sunt din toate suficiente, dar din unele din ele sunt suficiente exemplare. De asemenea, o să vă invităm să serviți un suc și prăjiturile și să stăm de vorbă într-un spațiu mai deschis. Mă iertați că am emoții, nu sunt obișnuită să vorbesc în public. Vă voi vorbi puțin despre Asociația Nil Dorobanțu. Este înființată în martie 2015, deși luni de zile înainte, poate spre un an de zile, ne-am tot întâlnit și ne-am tot întrebat cum să reușim acest demers. Este o organizație neguvernamentală, fondată de 5 membri. Între membrii fondatori se numără și nepoata directă a părintelui, după frate, nepoata după frate a părintelui Nil Dorobanțu, doamna Marina Gabriela Bălășoiu. Dumneaei n-a putut fi în seara aceasta aici, dar ne transmite gândurile ei bune și este cu inima alături de noi. Este președintele de onoare al asociației. Ne-a adunat părintele Nil din multe țări, din București, din Zemeș, din Brașov, din Onești. Este organizație laică, dar membrii ei fondatori, precum și toți cei care sunt alături de ea, sunt creștini ortodoxi. Scopurile asociației vizează obiective culturale, religioase, creștine. Citez din statut: readucerea în conștiința creștinilor ortodoxi a personalității părintelui ieroschimonah Nil Dorobanțu, recuperarea operei ieroschimonahului Nil, promovarea scrierilor, conservarea patrimoniului și bunurilor materiale care i-au aparținut,
promovarea spiritualității creștine în societate și printre conducătorii ei, promovarea valorilor românești, formarea și cunoașterea elitelor naționale, cultivarea cultului eroilor, contribuții la formare civică, culturală, spirituală a noilor generații și alte asemenea obiective generoase, dacă ne-or sta în putere, o să încercăm să le realizăm. Aș mai spune că pentru a ne atinge obiectivele, noi, asociația, am colaborat și colaborăm cu persoane în scopuri comune pe care le avem și cărora le mulțumim. În primul rând, mă refer la părintele Ionel Adam, care aleargă de mulți ani pe urmele părintelui pentru a-i afla viața, pentru a culege mărturiile celor care l-au cunoscut, pentru a aduna scrieri aflate la nenumărate persoane sau pentru a bate la porțile unor instituții și a afla de acolo, obține documente și date certe. Mulțumim editurii Babel Bacău, care a realizat cărțile din seria pe care o aveți expusă pe măsuță și care a avut răbdare cu noi, luând-o noi așa de la început. Mulțumim voluntarilor care culeg, tehnoredactează, adună mărturii, distribuie prin țară cărțile, aduc ecourile înapoi. Știu că nu o să fie de acord, dar îi mulțumesc lui Marius Oprea și Adina și celor patru copii ai lor, pentru că ne găzduiesc sediul asociației și pentru că este cel mai harnic privind realizarea și distribuirea cărților părintelui Nil. Mie personal, mi se pare fascinantă personalitatea părintelui Nil. A excelat atât în domeniul civil, fiind o persoană cultă, cunoscând multe limbi, cu o educație bună, o personalitate deosebită, dar în momentul când l-a aflat pe Hristos, le-a dat pe toate și s-a mutat în planul vieții creștine, cu toată viața lui, cu toate bagajele lui și a trăit așa cum a scris, curat, jertfelnic, încât eu îl cred pe Părintele Nil. Poate vor fi unii din cei care află de Părintele sau lecturează și nu vor face acest lucru. Nu e problemă. Eu una, mă simt onorată să fiu în asociația care luptă pentru a-l readuce în prezent. În încheiere o să vă mai rog un lucru. Dacă veți putea, în drumurile dumneavoastră și veți întâlni persoane care îl cunosc, care dețin obiecte, care au un interes legat de Părintele Nil, să le spuneți că există o asociație, să încerce să punem la oaltă tot ceea ce putem găsi despre Părintele Nil. Acum îl rog pe Părintele Ionel, așa cum am spus, este slujitor la parohia Borșani, care este expert în Părintele Nil, expert de albinelea, să ne facă să-l îndrăgim așa cum Sfinția sa o face. Doamne ajută! Mă bucur că ați ales să fiți în seara aceasta aici. Vreau să mulțumesc asociației pentru invitație, pentru colaborarea pe care am avut-o împreună, pentru eforturile acestei asociații, pentru că eu n-am avut logistica necesară pentru distribuție, pentru a dezgropa pe Părintele, că Părintele Nil între timp a avut loc o dezgropare și doresc să mulțumesc asociației pentru tot ce a făcut în legătură cu Părintele. Am să vă propun întâi câteva gânduri cum l-am cunoscut eu pe Părintele Nil. În 1990, când m-am căsătorit, în casa preotesei, în casa soției mele, am văzut o poză. Era o poză cu un părinte, nu știam dacă este monah sau mirean, pentru că era numai bustul părintelui, dar poza respectivă mi-a atras atenția de prima oară. Eu nu prea mergeam la biserică în vremea aceea, pentru că mama fiind învățătoare, tatăl lucra în cultură, teama de regimul comunist, prezența mea pe la înviere sau pe la biserică, copii de cadre didactice, părinții aveau probleme. Dar, prin căsătoria cu soția mea, am găsit lumina lui Hristos și calea cea dreaptă spre mântuire.
Am întrebat atunci pe soția mea cine este părintele din poză. Mi-a zis că este părintele Nil Tolobanzu. În casa familiei preotesei, fiind adjudul un nod de legătură, veneau foarte mulți părinți care găseau în casa mamei mele, a mamei preoteței, mama mea, găseau mângâiere, găseau un pat să se odihnească în drumurile lor sau un plic de mâncare. Și unul din părinți mi-a spus câteva cuvinte despre părintele Nil. Că a fost un om foarte cult, că a fost un monac desăvârșit, că a fost un mare nebun pentru Hristos, un mărturisitor în timpul regimului comunist. Și cam atât. Anii au trecut, eu am început să mă pregătesc pentru teologie și între timp m-am preoțit, iar una din persoanele care veneau în casa mamei mele, înainte de a muri, m-a chemat insistent la patul dumnealui. Și mi-a zis, Ionel, părinte, nu vrei tu să te apuci de o muncă, să strângi documente și informații pe la cei care mai trăiesc, să scrii măcar câteva rânduri despre părintele Nil, că e păcat. I-am promis că o să încerc. Între timp, s-a mutat la Dumnezeu, s-a mutat în veșnicie, eu am început să merg pe la mănăstiri, în general am organizat multe pelerinaje și citind despre părintele Nil, prima oară am citit pe internet, n-aveam nicio documentație. Am văzut că mergea la, a fost prezent la mănăstirea Nicula, la mănăstirea Rămeț și în pelerinajele mele nu pregetam când plecam să întreb câteva rânduri despre părintele Nil. Și mi s-a aprins un foc, am început să umplu și primul pas l-am făcut canonic, să zic așa. Știind că părintele Nil a activat foarte mulți ani în Arhiepiscopia Romanului și Bacăului, pe atunci Episcopia Romanului și Hușilor, m-am prezentat la Episcopie, la Înalt Preasfințitul Părinte Arhiepiscop Ioachim și am cerut binecuvântare să accesez arhiva Episcopiei noastre. Dânsul mi-a dat voie să intru în arhivă și mi-a binecuvântat demersul meu duhovnicesc. În arhiva Arhiepiscopiei noastre am găsit prima oară 100 de pagini, date, informații, intrări, ieșiri, mutări despre părintele Nil, dar și lucruri frumoase, caracterizări ale episcopului Teofil Herineanu, pe atunci episcop la Roma, despre părintele Nil. Am găsit cereri ale părintelui Nil de revenire în episcopia noastră pentru că plecase în alte episcopii și am găsit foarte multe documente. L-am informat mereu pe Înalt Preasfințitul Părinte Arhiepiscop Ioachim și, ca o binecuvântare din partea lui Dumnezeu, Înalt Preasfinția sa mi-a mărturisit că la vârstă fragedă, la 13-15 ani, l-a cunoscut pe părintele Nil. Înalt Preasfințitul Părinte Arhiepiscop Ioachim, de foarte tânăr, a intrat în mănăstire și în vremea aceea nu prea era acceptată intrarea în mănăstire, mai ales că a intrat în mănăstire după decretul din 1959, fiind nepotul părintelui de vrednicie Ioanichie Bălan. Și mi-a povestit cum l-a cunoscut pe părintele Nil. Și am văzut ochii Înalt Preasfințitului cum s-au bucurat când i-am arătat pozele, cum a retrăit întâlnirea cu părintele Nil. Și i-am promis că o să-i spun toți pașii mei, unde mă duc, unde am fost, ce am făcut, întotdeauna l-am informat ca să știe unde sunt, ce fac, ca să nu greșesc și ca să primesc binecuvântare. O să intru în biografia părintelui. Părintele Nil Tolobanzu s-a născut în data de 1 august 1920 în satul Crainici, comuna Bala, județul Mehedinți. În familia părintelui a existat un unchi, generalul G.I. Tolobanzu, general de intendență la Curtea Militară Regală a României. Curtea Militară Regală era formată din mai mulți generali. Unii erau de infanterie, alții erau de artilerie, dar erau și general de intendență. Iar unchiul părintelui Nil, generalul G.I. Tolobanzu, era șeful intendenței Casei Militare Regale a României. El a fost luat din casa părintească de unchiul său și pregătit pentru o educație aleasă. Fiindcă generalul era la Curtea Regală, l-a luat pe tânărul Nicolae Tolobanzu, nepotul său, și l-a dus la Curtea Regală. La Curtea Regală, dacă ne aducem bine aminte din istorie, regele Carol al II-lea a pregătit pentru fiul său, Mihai, o școală specială, o clasă specială de copii, ca să nu-l trimită în Occident la educație, a făcut o clasă numită Clasa Palatină.
În acea clasă palatină, lângă acei copii, care erau copii de meșteșucari, copii de ingineri, erau din toate categoriile sociale, ca majestatea sa, regele Mihai, să se obișnuiască să fie regele tuturor românilor. Și la acea clasă palatină, lângă acei profesori, a învățat și tânărul Nicolae Dorobanțu. Unchiul său l-a trimis la școala de ofițeri. A făcut întâi liceu militar din Craiova, Alexandru Sturza, și l-a trimis la școala militară de ofițeri de infanterie la Predeal, fiind coleg cu regele Mihai. A terminat școala de ofițeri și a ieșit sub locotenent la regimentul de gardă de la Predeal, de vânător de munte. În 1940 are loc un moment crucial în viața părintelui Nil, în viața tânărului Nicolae. Într-o aplicație în Făgăraș, tânărul Nicolae se întâlnește cu părintele Arsenie Boca, care era la mănăstirea Sâmbăta de Sus. Într-un manuscris al său spune: am învățat rugăciunea inimii de la părintele Arsenie și de la Irina Zlatea. Nu știm cine este această femeie. La Sâmbăta de Sus, când am fost odată în vizită, în peștera de lângă pârâu, spune părintele tânărul Nicolae, am simțit cum Dumnezeu s-a pogorât asupra mea și mâncând pâinea dată mie de Arsenie, am simțit cum mi s-a fulgerat inima. Tânărul Arsenie mi-a spus: ortacul, așa ar striga, și l-a îndrumat către o viață călugărească. Tânărul Nicolae Dorobanțu, în anul întâi, studiindu-i dosarul de ofițer, în anul întâi era un elev foarte bun la școala militară. Acolo este caracterizat ca un tânăr plin de speranțe, ca un tânăr cu viitor, ca un camarad destoinic, ca un bun comandant. Dar se pare că el și-a premeditat ieșirea din școala de ofițeri, să plece din armată. În anul 2 de școală, aceiași ofițeri care îl lăudau scriau: tânărul Dorobanțu este neserios, nu mai ascultă de nimeni și de nimic. Nu este bun pentru front, nu este bun pentru școala de ofițeri. Într-o noapte, după ce a ieșit cu gradul de sublocotenent, tânărul Nicolae pleacă de la unitate și își premeditează dezertarea, trecând Carpații și mergând acasă. La vremea aceea, plecarea din unitate însemna dezertare și însemna curtea marțială. Generalul, unchiul său, ca să-l salveze de la moarte, de la curtea marțială, l-a dus la un neuropsihiatru, neurochirurg, Vlad Voiculescu, la Spitalul Regina Elisabeta. Și generalul a insistat să se interneze pentru a scăpa de curtea marțială și a fost diagnosticat cu dromomanie epileptică, adică cu dorul de ducă. Și fiindcă un ofițer al armatei române nu putea să plece din post cu arma, atunci a fost lăsat la vatră. De fapt, a fost o mică, să zic așa, inițiativă de a părintelui de a scăpa de școala de ofițeri. Imediat, părintele s-a înscris la Facultatea de Teologie. A făcut paralel teologia, filozofie, litere și dreptul, toate facultățile absolvite în același timp cu magna cum laude. Doamna Marina Bălășoiu, nepoată părintelui, mi-a dăruit dosarul personal al părintelui Nil și acolo am găsit toate diplomele părintelui. Deci a terminat trei facultăți în același timp cu magna cum laude. După terminarea facultății de teologie s-a înscris la doctorat la părintele Stăniloae, cu o teză de doctorat de 4.000 de pagini, din păcate nu s-au recuperat decât primele 60 de pagini din ea. Deși sunt 9.000 de pagini ale părintelui Nil, din teza de doctorat nu s-au putut recupera, nu s-au găsit decât primele 90 de pagini. Este tuns în monahism la mănăstirea Cernica. La recomandarea părintelui Gala Galaction și a părintelui Benedict Ghiuș, părintele Benedict Ghiuș, este născut în Domnești, Vrancea, și este unul din inițiatorii rugului aprins. Un om foarte duhovnicesc, un om foarte trăitor. Este călugărit la Cernica și în ziua Hilotoniei este purtat de mâini, este tuns în monahism, de doi părinți cu viață curată. Și anume, părintele Augustin Mateescu, care era eclesiarhul mănăstirii Cernica, și un părinte foarte duhovnicesc. Îl chema Nicodim Bujor. Acest Nicodim Bujor este părintele care a scris acatistul Sfântului Calinic de la Cernica și care i-a apărut Sfântul Grigorie de Nazian, Sfântul Grigorie teologul, și i-a dictat Condacul I și Icosul I, un om foarte duhovnicesc care s-a ocupat de canonizarea Sfântului Calinic. După hilotonia, după tunderea monahismului la Cernica, părintele este luat de Antimnica, care era
locotenent de Galați, era, suplinea episcopia Galaților și este luat în arhiepiscopia Dunării de Jos. Este hirotonit diacon în 48 și preot în 1949 și în 1952, pe 6 august, primește marea schimbă monahală. Devine schivnic și este tuns în schivnicie de eroschimonacul Daniel Sandu Tudor, care a murit la Iud, tot la recomandarea părintelui Benedict Ghiuș. Părintele a deplinit fel de fel de funcții în biserica administrativă. La început a fost trimis om de serviciu cu 3 facultăți la mănăstirea Radu Vodă. Era măturător la mănăstire. Acolo părintele se închidea adeseori noaptea în biserică și rămânea până dimineață rugându-se foarte mult. După care la Galați, la mănăstirea Cocoșu, a fost pus porcar. Era la porci. Într-o noapte starețul, căutând actele părintelui, a văzut toate diplomele lui, că era absolvent de 3 facultăți și i-a spus: părinte, de ce nu mi-ați spus că aveți 3 licențe? Trebuie măcar să vă pun secretar la mănăstire, cum să stați la porci? Și a zis: să nu spui la nimeni că eu sunt învățat și să lași așa lucrurile și să mă lași aici, pentru că eu aici vreau să stau la mănăstire. Mai apoi, episcopul, știind valoarea părintelui și cultura sa, era socotit un geniu încă de la terminarea facultăților, vorbea 12 limbi străine. L-a luat secretar protopopesc la episcopie. Apoi părintele a fost trimis la mănăstirea Vladimirești. În anii aceia, 48-49 până în 55, mănăstirea Vladimirești a fost vizitată de 10.000 de oameni. Știți foarte bine că acolo era părintele Ioan Iovan și că Vladimirești în perioada aceea a fost o efervescență spirituală și o mănăstire căutată foarte mult de credincioși prin faptul că mergeau la Sfânta Liturghie câte 30.000 de oameni odată. Părintele a cunoscut atunci tot acel fenomen care astăzi este controversat. S-au spus foarte multe despre Vladimirești, de aceea una din cărțile părintelui se cheamă Fenomenul Vladimirești sau Veronica de la Vladimirești, Teofanie, în care părintele explică din punctul său de vedere ce s-a întâmplat acolo. De la Vladimirești pleacă la mănăstirea Sihastru. De la mănăstirea Sihastru este numit la schitul Tarnița. Schitul se află la cota 1001, undeva la Odobești, aici în Vrancea. E cea mai înaltă mănăstire din Arhiepiscopia Buzăului și Vrancei. La început schite călugări, apoi părintele a făcut mănăstire de maici și a strâns în jurul său peste 30 și ceva de fete pe care le-a adus, după ce călugări au plecat, părinții acelor fete le-au trimis la mănăstire datorită evlaviei pe care o aveau la părintele Nil. Strângând în jurul său o obște formată, rugătoare, care mai târziu a fost și ea alungată după decretul din 1959. De acolo pleacă la mănăstirea Tarcău. Îl găsim la foarte multe mănăstiri. Sunt 5 ani în care pleacă prin țară, din mănăstire în mănăstire, din episcopie în episcopie, și trece de la Tarcău la Văratec, unde prea fericitul părinte patriarh Nicodim îl trimite cu decizie patriarhală să ridice nivelul moral duhovnicesc al seminarului monahal de la mănăstirea Văratec. Și este trimis acolo cu această decizie patriarhală, numit de însuși patriarhul Nicodim. Îl găsim la mănăstirea Râmeți, îl găsim la mănăstirea Nicula. La mănăstirea Nicula a rămas foarte mult în conștiința oamenilor de acolo și a părinților de acolo. Și când a apărut anuarul mănăstirii Nicula, ne-a sunat arhimanditul Dumitru Cobzaru de la Mitropolia Clujului, Vadului și Feleacului și ne-a spus că în acel almanac se află câteva rânduri despre părintele Nil. Și acolo scrie așa: la mănăstirea noastră a venit un eroschimonah, Nil Dorobanțu, un ascet desăvârșit, un călugăr de mare forță spirituală. Asemenea Sfântului Ioan Botezătorul, nu se sfia să mustre autoritățile ateiste și fețele bisericești. Era foarte slab, cu pletele în vânt, descălțat, cu o rasă maronie, legat cu șnur, cu un toiac de corn și străbătea satele românești, mănăstirile românești, provăduind pocăința și întoarcerea către Hristos și către viața veșnică. Avea o harismă, avea un magnetism de a atrage mase de oameni și de aceea prezența sa la orice mănăstire atrăgea foarte mulți oameni și îi se reproșa tot timpul că noi nu vrem maglavit aici. Nu vrem aici să atrage atâta lume. Și la Măgura Ocnei a fost duhovnic, și la Bogdan a fost duhovnic. Și am găsit foarte multe maici
care îmi povesteau că unul din motivele pentru care era alungat era că aduna foarte multă lume și adunând atât de multă lume, securitatea era tot timpul pe urmele lui. El nu propovăduia niciodată decât cuvântul lui Dumnezeu. Dar știți foarte bine că securitatea nu permitea ca în anumite locuri să se strângă mai mult de 10, 15, 20 de oameni, pentru că era acolo o manifestație poate împotriva regimului. În dosarele securității, pentru că între timp am accesat dosarul părintelui de la CNSAS, am apelat la un profesor universitar, părintele Vasile Miron, de la Universitatea Ovidius din Constanța, profesor de liturgică, care mi-a făcut o recomandare, pentru că la CNSAS se poate ajunge numai cu recomandarea unui profesor pentru o anumită temă. Și mi-am ales ca temă de studiu ieroschimonahul Nil Toropanțu, nebun pentru Hristos și făclier al monahismului secolului 20. Mi s-a aprobat accesul la arhive și am studiat două zile la rând dosarul părintelui Nil. Acolo, securitatea, ceea ce m-a frapat foarte mult și m-a mirat, este că deși lumea bisericească îl ura foarte mult, foarte mult, preoții îl băteau, îl vindeau la securitate, îl jigneau, cel mai mult îl respectau securiștii. Securiștii vedeau în el un om cult, un geniu, un om inteligent. Și de aceea, în prima pagină, la dosarul părintelui, se spune despre el așa. Ieroschimonahul Nil Toropanțu, nepotul generalului Ghei Toropanțu, este un ascet desăvârșit. Încă din timpul școlii de ofițeri, a avut înclinații mistice și a dobândit alese calități duhovnicești prin faptul că participa la cursurile de mistică ale părintelui Dumitru Stăniloae și ale părintelui Benedict Ghiuș. El practică însă un misticism bolnăvicios. La vremea aceea, cuvântul mistic era asociat cu cuvântul bandit. Pentru că, deși noi în teologie avem o materie numită ascetică și mistică, ateii, oamenii acelui regim, socoteau periculoși pe cei mistici, pe cei care trăiau ortodoxia la intensitatea ei maximă. Și de aceea îi numeau bandiți mistici. Și părintele îi spuneau că practică un misticism bolnăvicios. Prin faptul că predica pocăința și prin faptul că trăirea lui nu era înțeleasă. În dosarul Maicii Mihaela Nicoară, care a fost maică secretară la Mănăstirea Vladimirești, am studiat dosarul și maicii, un colonel de securitate îl descrie pe părintele Nil. La Mănăstirea Vladimirești apare adeseori un călugăr, ieroschimonahul Nil Toropanțu. Când apare, este întrebat, de unde apare? Și el răspunde, din cer. Când pleacă din mănăstire, este întrebat, unde pleci? În cer, neîmpărtășind nici celor mai intime ai lui ținta călătoriei sale. Când apare, predică fulminant, lumea îl divinizează. Și în dosarul securității, cuvântul divinizează era trecut cu litere majuscule. Nil Toropanțu este un geniu. Nil Toropanțu are în jurul său foarte mulți oameni care îl iubesc. În general, poporul simplu. Nil Toropanțu este un călugăr spân, cu fața aspră, cu fața suplă, este un călugăr foarte slab. Este un ascet desăvârșit și un monah care iubește cu adevărat pe Dumnezeu. Iată, ofițerii de securitate se pare că aveau un deosebit respect față de cei care, mi-aduc aminte de, făcând o paralelă de Sfântul Luca al Crimeii, care nu a vrut să semneze niciodată pactul cu sergianiștii, cu cei patriarhului Serghie. Și odată un colonel, când se uita la Sfântul Luca, i-a zis, uitându-se pe geam la preoții care colaborau cu ei și îi spune Sfântului Luca, pe aceia din stradă, noi nu îi respectăm, pe dumneavoastră vă respectăm. Deci se pare că ofițerii de securitate, așa cum erau ei seduși de nou regim, respectau foarte mult pe cei care rămâneau verticali în fața lor și care, într-adevăr, își păstrau convingerile. Acum, un pic din opera teologică a părintelui. Prin bunăvoința asociației am primit și eu, din cele 9.000 de pagini, câteva pagini din câte o lucrare. Și am să vă citesc cum gândea părintele și cam care era teologia părintelui. În pagina despre teza de doctorat, teoria logosului întrupat în viața duhovnicească, la pagina 2, părintele scrie:
Mi-e frică parcă să vorbesc eu despre Hristos când El însuși personal ca subiect, la persoana întâi, ne grăiește cu putere în acest veac apocaliptic. De aceea am venit și cu instrumentul și persoanele revelației supranaturale, prin care însăși Dumnezeu vă binecuvintează și vă examinează, că voi, doctorilor teologi, n-ați mai avut de mult un examen și v-ați depărtat de mistică și de adevărata viață duhovnicească. Iar dacă știți totul în teologie, în mod epistemologic, teoretic, totuși n-ați experimentat chiar știința voastră și nimănui nu v-a vorbit până acum azi Dumnezeu. Cantitativ ați acumulat toată știința obiectivă, dar ce știință mai mare voiți decât însuși obiectul științific să se transforme în subiect, viu și lucrător, și să vă vorbească El însuși despre El? Că doar în fond, aceasta e adevărata teologie, ci voi, teologilor, doar jonglați cu teologia și scindați pe Dumnezeu analizând și interpretând cu scolastică și cu talmudism și cu canoane, încât ați ajuns chiar să negați teofania centrală a științei teologice și vorbesc de teofania vie și actuală. Oare n-ați prigonit voi mai mult cu scrisul și cu fapta pe Petru de la Maglavit, pe Varionica de la Vladimirești? Nu vă închinați voi, doctorilor teologi, aceluiași Dumnezeu smerit, dar s-a mai schimbat Dumnezeu? Nu e oare infinit și neonic? Nu poate să vorbească, să se arate, să lucreze proniator și azi? Nu cumva cei care negați teofaniile ați ajuns proroci și Hristoși mincinoși? Nu cumva v-ați erijat în zei ca și Sanhedrinul care a condamnat chiar pe Dumnezeu cel viu la moarte? Iată prin cine vorbește Hristos. N-are nici clasele primare complete, nici Petru. Îmbrăcați-vă în toate sfintele ornate și veșminte și cercetați duhurile și luați aminte la teofaniile lui Dumnezeu. În altă lucrare, care se cheamă Tâlcuit la canoane, el spune așa: Sfântul și Marele Sinod a hotărât ca de acum înainte nimeni, fie episcop, fie cleric sau monar, să nu se mai facă pe sine chivernisitor al bunurilor lumești, iar călcând cele hotărâte, a întreprins de ceva de acum înainte să cadă sub pedeapsa Sfintei Biserici. Și spune el: Iată că voi nu intrați într-o casă și nu faceți o slujbă fără bani și fără colectare și încă administrați bunuri lumești, urând pe Hristos cel prea bun și prigonind toată darea cea bună și tot darul desăvârșit din ceruri. Voi sunteți pedepsiți de legi pentru comerț și tot faceți pe ascuns, deși ar trebui să negutățoriți numai mina, talentul și darul pentru a câștiga comoara împărăției celor și mărgăritarul cel de bun preț. Dar nici nu mai aveți voie să îngrijiți de orfane și de văduve, în schimb îi exploatați mâncându-le banii și rupând de pe vii și de pe morți. Dar voi nici măcar dezlegarea, cuminecarea și toate celelalte taine nu le dați celor ce mai au deosebită nevoie, ci doar celor îngăduiți de atei, care la rândul lor nu vin în biserici. Pe când cei din temnițe și creștinii ortodoxi de peste tot persecutați n-au asistență religioasă, dar încă nici măcar voi nu vă îndulciți de împărtășirea cu Dumnezeu, deși aveți pe Hristos și biserica pe mâna voastră. Voi nu faceți nimic pentru frica de Dumnezeu, ci pentru ochii lumii și pentru opinia publică. Dar ce mai stați atunci în Sfânta Biserică, când chiar din biserici lucrați și luptați pentru cele deșarte și vă amestecați în cele lumești? Care vă este disciplina voastră oare? Și dacă nu aveți atunci, de ce o cereți altora mai mult ca oricând? Purtarea voastră lasă mult de dorit în epoca aceasta, când vă ocupați de cele pământești și de bunuri străine. E cea mai urâtă formă de laicizare și cea mai incompatibilă îndeletnicire pentru voi, care dețineți demnități sacerdotale, încât nu e vorba de un serviciu public, nici de slujirea obștei creștine, ci e vorba de afacerile voastre personale aducătoare de câștig urât și de colectiv prin mijloace necinstite. Spune el: Voi sunteți cu juvățul de gât și cu jugul greu al lumii și chiar cu zgarda decorațiilor și cu lanțul câinelui legat ca zăvod, rob. Voi nu v-ați păstrat nici demnitatea, nici libertatea, ci vă mulțumiți într-o mocilă sclavagistă, lipsită de orice drept sacerdotal, decât de a fi ighemoni și prigonitorii fraților voștri, azi când suntem vânduți frate pe frate la moarte. Lupul din fabula lui La Fontaine, liber, nu răvnea grăsimea câinelui cu rozătura zgârzii la gât și cu inimă de slugoi, ci prefera să fie flămând, prigonit, dar liber și demn. Voi ați depășit fabula de vreme ce sunteți chiar lupi îmbrăcați în piei de oi și fur răpitori în loc de buni păstori. Vai vouă, voi călcați toate canoanele în picioare. Tot în canoane Părintele spune: Este clar că voi, farisei, prigoniți pe cei ce se împărtășesc, precum și pe cei ce poartă sfintele taine la ei, pentru că nu vă plătesc și pentru că vă fac concurență la vânzarea sfintelor taine.
Clerul și monahii sau monahiile care dau un dar Sfintele Taine nu fac comerț, ci fac apostolat și lucrează în via și în ogorul lui Hristos, participând prin părtășirea la comunicarea sușilor și ducându-L pe Hristos euharistic pe tutindeni. Voi îl vindeți pe Hristos. Faceți rău în fața Domnului Dumnezeu, cum nu s-a pomenit vreodată. Fapta aceasta voastră e incalificabilă și din cauza voastră se culește numele lui Dumnezeu între neamuri. Dar tot din această cauză se va ridica jertfa cea necurmată și va înceta și va fi săvârșită, precum și Hristos a strigat de pe cruce, săvârșitu-sa. Iată unde duce filorghisia voastră. Și măcar de a fi valută forte și aur sau argint, dar sunt bonuri schimbabile și supuse deflației și inflației vremelnic până ce nu va mai fi nevoie de bani, când toate se vor sfârși. Banul nu e bun economic, nici bine etic, nici măcar chipul cezarului păgân sau creștin, ci a devenit mobilul de vânzare al conștiințelor și al tainelor sacre. Banul e mamona și ispita pe care voi o preferați în locul Sfintelor Taine. Atât de mult ne desconsiderați voi încât cântăriți prețul celui neprețuit la 30 de arginți și chiar la bonuri peritoare. Vindeți pe cel prea bun pentru bonuri nebune, omenești, necomestibile și fără preț. Voi muriți în farmacia altarelor cu penicilina euharistică sau cu hristomicina, cum o numea Ioan Iovan, lângă voi și tot buboși și netrebni sunteți. Muriți de sete lângă izvorul euharistic și vindeți euharistia fără nicio mustrare de conștiință și încă nici înțelepciune n-aveți ca să sfințiți mai multe elemente euharistice, să slujiți în fiecare zi și să vă împărtășiți și să vă împărtășiți și zilnic, vai vouă. Iată în ce stadiu ați ajuns, în ce situație netrebnică. Iubiți mai mult lăturile banilor în locul mărgăritarului Hristos, că mai temi sunt cei mai simpli creștini care vin însetați după Sfintele Taine ca voi care sunteți de tot împătimiți după bani și după cele zicătoare. Într-o altă carte, Patericu, Părintele a scris foarte multe cărți. El, de fapt, a fost un apologet. Din ce am înțeles eu, fiecare carte pe care a scris-o a fost ca un răspuns la atacurile care s-au adus împotriva sa. A scris 1500 de pagini de apologetică, a scris 2000 de pagini de știință, a scris 500 de pagini de logică, 500 de pagini de etică, 700 de pagini de estetică, 400 de pagini de apocalipsă. A scris foarte mult, foarte mult manuscrise care s-au descoperit printr-o minune. Și să vedeți, Părintele, având școala de ofițeri, nu a lăsat într-un loc cartea completă. A împărțit în România și în străinătate, trimițând în vremea aceea și în Occident, bucăți din cărțile sale, din manuscrisele sale, pentru a nu intra în mâna cuiva, a împărțit o carte în 10 locuri. Și manuscrisele s-au adunat în momentul în care eu am început să zic, am deschis cutia cu Părintele Nil și faptul că am început să-l cercetez, atunci am fost contactat de anumite persoane care mi-au spus că au pagini, care mi-au spus că au obiecte, care mi-au spus că au epitrahilul pe care îl vedeți în gâtul meu, i-a aparținut Părintelui Nil. Este un epitrahil de prigoană. Părintele îl folosea, pentru că în ultimii ani, fiind catelisit, ieșea pe stradă cu un parpalac, cu un balon de fâș și pe sub balonul acela purta tot timpul epitrahilul la gât. Și spunea Părintele, preoților, să purtați și voi epitrahil la gât pe dedesubt și când ieșiți afară în lumea aceasta, să binecuvântați pe toți, să iertați pe toți. Când intrați într-un magazin, binecuvântați mâncarea și băutura de acolo. Când mergeți lângă un părâu, binecuvântați apa, binecuvântați tot, iertați, deslegați, purtați-l la gâtul vostru și iertați lumea. Chiar dacă oamenii nu vă cer iertarea, voi deslegați-i pe toți, iertați-le păcatele, că așa ne-a trimis Hristos să iertăm păcatul în lumea aceasta. Și una din cărți, Patericu, Părintele a explicat Patericu egiptean, pentru că el era foarte mult acuzat de vedeniile sale. El, la un moment dat, nu era crezut de nimeni. El avea o stare duhovnicească înaltă. De mic copil, a văzut la 7 ani o lumină pogorându-se peste el. Acest lucru s-a mai întâmplat de 2 ori în casa părintească. De fapt, el a fost ales de mic pentru această misiune importantă sacerdotală. Pot să fac comparația un pic cu un sfânt foarte mult prețuit în zona noastră, cu Sfântul Simeon Nou Teolog, care și el de mic a avut aceste apariții ale Harului Duhului Sfânt. Și toți monahii nu-l înțelegeau. Spuneau că este înșelat, spuneau că este eretic, spuneau că este nebun, pentru că, de adevăr, Părintele a ales să fie nebun pentru Hristos. El făcea năzdrăvănii. Spre exemplu, dacă comuniștii ieșeau la o manifestație cu tablourile lui Stalin, al lui Petru Groza sau altor demnitari comuniști, Părintele mergea într-o biserică, lua praporii
și lângă Petru Groza punea pe Mântuitorul. Și el a întrebat, ce faci mai dorobanțu? Voi cu ai voștri, noi cu ai noștri. De asemenea, la Tarcău, un colonel a venit în vizită și a auzit că acolo este stareț Nil Dorobanțu. Și probabil se aștepta să găsească un stareț cu 3 facultăți îmbrăcat bine și aranjat și să-l primească în trapeză, să-i ofere ceva de mâncare. Părintele s-a dus la porci și dormea cu scroafele acolo. A venit colonelul, a întrebat, unde e starețul? La porci. Se aștepta probabil să-l găsească făcând curățenie. Părintele dormea pe porci. Tu ești dorobanțul? Da. Ce faci acolo? Sunt cu frații mei. Și atunci colonelul a zis, ce să facem noi cu nebunul ăsta? Lăsați-l aici, nu-l mai luați cu noi. Dar ce să facem cu el? Au, și mai și miroase. S-a picioare și bănuiesc că s-a și apropiat. Vă dați seama că atunci colonelul a părăsit mănăstirea urgent și l-au declarat nebun cu totul. Dădea canoane smintite. Spre exemplu, la Nechid, o femeie a venit la spovedit. Și i-a spovedit păcatele și avea păcate grele. Părintele i-a zis, 120 de ani să nu te împărtășești. Femeia când a auzit, a început să plângă. Vă dați seama, a căzut în genunchi și plângea, și plângea, și plângea. După vreo oră, a zis părintele, ai plâns? Da. Îți pare rău? Da. Ai mâncat? Nu. Hai la împărtășit. Ți-au fost de ajuns 120 de ani. De asemenea, punea pe unii să numere frunzele în copac. Se duceau canon. Se ducea omul acela la copac și începea 1, 2, 3, 4, 5, lăsa o oră, 2, 3. Hai, câte frunze sunt? Atât. A, ai greșit. Sunt atât. Aceste canoane păreau smintite în ochii unora. Dar eu cred că părintele vroia, de fapt, să-i sensibilizeze, să le cutremure ființa, să se pocăiască. El vorbește foarte mult de pocăința tâlharului. Atât de mult vorbește de pocăința tâlharului și spune, astăzi este mântuirea mai aproape ca oricând. Și pocăința tâlharului într-o clipă. Atât de mult vorbește de această pocăință, de această stăpungere a inimii și pe ultima sută de metri te poți pocăi. Și fiindcă monahii nu-l credeau, el le adresează un cuvânt frumos și spune așa, vreți să aveți descoperiri? Deșteptați-vă și luați seama, cercați-vă pe voi pururea și vă ispitiți și vedeți. Mergeți voi oare pe urmele și pe calea fraților, preacuvioșilor părinților noștri, celor mai dinainte, al căror nume, cin și orânduială ați primit, sau pe alt drum larg și într-altă parte rătăciți și mergeți. Și cunoscând fiecare rătăcirea voastră din urmă și calea preacuvioșilor părinți, îndată să vă întoarceți la calea și obiceiurile lui Hristos și ale sfinților preacuvioșilor și fericiților părinți și patristici. Și astfel Hristos vă va da vouă, precum am primit și noi, cei prigoniți, îndestulat darul său în inimile noastre și cuvântul ceresc în gurile clerului, monahismului și creștinilor, ca și părinților noștri celor mai dinainte. Și vă veți învăța și vă veți povățui și folosindu-vă unul pe altul și vă veți mântui toți și niciunul din voi nu va pieri. Iar te nu veți urma lui Hristos și sfinților, să știți că în zadar ați primit și purtați haina monahală și clericală și creștinească și mai trăiți și prin mănăstiri și pustii, neavând teofanii, răbdând smerenie, iubire, în zadar vă e tăcerea, în zadar vă e pravila, citirea multă și canoanele în care vă nădăjduiți și vă pare că aceea vă va mântui pe voi, în zadar vă e ruga, cea într-o multă vorbă și postul și înfrânarea voastră. Acestea nimic nu vă vor folosi, ci cu toate acestea în pieire veșnică veți merge, de nu veți urma sfinților părinți și obiceiilor și rânduielilor cu răbdare, smerenie și iubire. În vremea aceea, în anii 50, a apărut o carte a unui francez, Flammarion, se chema Dumnezeu în natură. Și părintele face o recenzie acestei cărți. Și într-o pagină am găsit un cuvânt frumos. Spune așa. Determinarea precisă a obiectului studiilor sale este ceea ce dă științei valoarea și autoritatea. De aceea este mare. Dar cât de mare e Hristos cel neterminat și nedeterminat și infinit veșnic, fără început, care totuși este început alfa pentru noi și s-a întrupat. Titlurile științei o obținem la titlurile științei să nu se amestece în religie, să nu se depărteze de obiectele fundamentale, să nu rătăcească în domeniul imaginației și să nu impună argumente în afară de margini de respective obiectului creatural și mai ales nici de acum să nu se ridice chiar contra creatorului. Voi încetați a mai avea valoare științifică și pierdeți caracterul și rațiunea voastră de a fi din moment ce începeți a nega și totuși ziceți că faceți asta în numele științei, care știe tot.
Știința voastră a pierdut propria calitate și nu mai merită numele de știință. Și pe cum ați dărâmat pe suverani, la fel a abdicat și știința voastră de pe tron în mocir la pocinelor materialiste. Voi perorați zadarnic și nu mai sunteți interpreții științei din moment ce lucrăm în afara ei. Voi aplicați astronomia și chiar astronautica, chimia, fizica, fiziologia, geodezia, anatomia, microfizica la niște probleme pe care nu puteți și nici nu vreți să rezolvați. Trebuie să vă declinați competența voastră în materie de religie, că altfel deveniți caragioși. Voi care vă tot lăudați cu desfințarea exploatării și a sclavagismului, torturați științele tehnice și teoretice ca pe niște sărmani sclavi pentru a le face să mărturisească contra voinței lor și în mod fals lucruri la care știința nu s-a gândit vreodată și nici savanți drept și cinstiți. În loc de a fi inchizitorii ai cuvântului, sunteți ghemonii faptului și ai fenomenului, dar ceea ce țineți în mâini nu mai e știință și nici umbra ei, ci moartea oricărei științe. Voi înșelați și ne înșelați de vreme ce raționamentele și deducțiile voastre sunt nelegitime și ați compromis toată știința și ați pierdut cinstea publică prin virtualitatea amăgitoare sub standard înșelător de pace, progres. La Apocalipsă, Părintele, fiindcă era acuzat în vremea aceea că are vedenii false, și el spune, explică fenomenul prin care el primea darul de la Dumnezeu, prin care avea teofaniile sale. Și în pagina 5 la Apocalipsă spune așa: Dumnezeu ne trimite și astăzi revelația supranaturală. Și anume, mecanismul mistic teofanic este astfel. Și le explică. Hristos vorbește îngerilor, iar îngerul vorbește către suflet, în timp ce trupul este ca mort, în amorțirea levitației mistice. Când l-am văzut pe Dumnezeu, am căzut la picioarele lui ca mort. Apocalipsă 1:17, spunea Sfântul Apostol și Evanghelist Ioan. Azi experimentăm această stare de teofanie și exact precum ne-o descrie Sfântul Ioan Teologul, cel răpit în Duhul în Duminica Ziua Domnului. Apocalipsă 1:10. Vedenia te țintuiește nemișcat, cu ochii pironiți în fața vederii lui Hristos, iar mintea, în legătură cu inima și cu respirația, sub via acțiune a Îngerului Păzitor și a zbaterii sufletului, mișcă buzele vorbind cu glas omenesc cuvântul ceresc, adică Hristos, prin puterea lui Dumnezeu. Personalitatea nu se desfințează, nu se contopește, nu se elimină, ci se face mai nobilă, mai înaltă, mai sublimă. Rațiunea, sensibilitatea în simțirii și voința, precum și simțurile trupești și cele sufletești, devin supraraționale, infinit superioare, mai vii, mai înflăcărate, precum fierul ruginit devine incandescent în foc. E cea mai elocventă dovadă că se poate raționa, voi, simți, cuceta și fără trup, materie sau carne. Poate fi suflet fără a avea nevoie de corp. Poate fi nemurire fără nevoia morții. În sfârșit, poate fi Dumnezeu fără a avea nevoie de om. Se vede deci cât de caragioși și agramați sunt cei care neagă pe Hristos epistemologic și real și adevărat, e numai Hristos, El lucrează prin semne și minuni și azi, fiind același Dumnezeu în veci. În pagina de psihologie, are 400 de pagini de psihologie, la pagina 46 spune: Dar unde țineți voi cunoștințele pe care le aveți în procese inductive? Dar unitatea inducției se interpătrunde dacă n-aveți capul pătruns? După câte procese spuneți voi că ar trebui să aveți capul calendar sau cât o rachetă? Ori poate vă trimiteți capetele sub această formă? La voi tot e posibil de vreme ce confundați lăturile cu mărgăritarele și noțiunile. Dar de unde capătă raționamentele viață, mișcare, ca să se sprijine, să se influențeze? Concretul, particularul, deducția, inducția nu sunt izolate. Dar vă întrebăm, unde stau atâtea fără identitate și fără să mănânce și să doarmă? De ce nu admiteți și lumea cea nevăzută, divină și Sfânta Biserică triumfătoare? Dacă microbii, electronii, gravitonii și judecata și raționamentele nu se văd, dar Hristos, care e Logosul și rațiunea, totuși a binevoit a se întrupa. Și azi încă ne hrănește cu Euharistia, ni se revelează și ne vorbește, viu și lucrător. S-a întrupat deductiv și s-a înălțat inductiv și pe toate le umple ceva ce este necuprins. Ce bun este Dumnezeu! Dar dacă vă lăudați cu atâtea raționamente, cum de nu dați chiar de însă și rațiunea originară și de logica incipientă divină? Înseamnă că n-aveți rațiune, ci precum spuneți, sunteți mici niște ființe iraționale în turmă ce miroase a gunoi.
Ce acțiune mai mare asupra naturii vreți decât a vântului și a apei? Dar ele n-au rațiune, gândire, judecată. Deci nu munca a creat gândirea, ci invers. Sau dacă susțineți asta, de ce nu credeți în vântul Sfântului Duh, care suflă unde voiește și despre care vorbea Hristos prin Nicodim și care s-a revelat la Rusalii? Dar contemplarea vă oare nu vă duce la teofania vieții cele veșnice? Iată că sunteți siliți să admiteți și contemplația teofanică și viața veșnică. Deși tratați știința voastră pe mort și vă bălăciți în întuneric, dar bagajul mental și îmbogățirea cu reprezentări și noțiuni, unde le ascundeți? Vedeți să nu fie vreun câștig ilicit și să nu sabotați ca bogații. Sau dacă sunteți sinceri în expresii, atunci de ce nu credeți în îmbogățirea în Hristos și în comori cerești? Sau de ce nu vreți să constatați că pofta naște păcatul și moartea? În mistica care o avem și afară, Părintele spune: mistic cu adevărat e săracul care nu are nimic. Iar eu sunt sărac și de Dumnezeu, și de biserică, și de lume, și de rude, și de prieteni, și de avem trupești și sufletești, că eu n-am loc unde să-mi plec capul, obosit de atâta prigoană. O, cine mă poate înțelege? Eu sunt în afara timpului, pentru că nu e vremea mea. Cum aș vrea eu să-i slujesc cu râvnă și cu zel Dumnezeului celui viu? Dar tocmai pentru că sunt atât de singur, de aceea sunt bogat în comori cerești mistice, că eu sunt sărac până și de mănăstire, că dacă am bătut la fiecare poartă a mănăstirilor, am fost alungat după ce au constatat că sunt credincios. Dar ce contează toate cele vremelnice în raport cu infinitul? E adevărat că am suferit în București, în Iași, în Timișoara, în Cluj, în Gherla, în Bănbonț, în Secălaia, în Ghiula, în Terec, în Sicân, și enumer aici multe mănăstiri unde am luat bătaie. Dar prin toate aceste prigoane, din care n-am menționat decât o parte, am câștigat cunună, comori neperitoare și mai ales pe prea bunul Dumnezeu. M-am luat la trântă cu toată lumea pentru cauza lui Iisus Hristos, Biruitorul. I-am scos lui Hristos spinii, piroanele, sulițele, ca să răscumpăr cât l-am supărat cu păcatele mele, cu ura și cu neștiința. Dar vede oricine că atâta luptă pentru Hristos nu putea duce nimeni și să mai facă și să mai fie și încă viu și liber, ci numai Hristos a luptat în locul meu și înaintea mea cu toți dușmanii de i-am biruit. Eu nu susțin nici pe bogați, nici pe farisei, nici pe scribi, fățarnici, nicolaiți, eretici, simoniaci, apostați, exploatatori, imperialiști, colonialiști, nici pe mine însumi nu mă susțin, ci doar pe Hristos cel răstignit, înviat și înălțat. Tot în mistică, Părintele spune: nu mai putem avea viață de liniște în mijlocul prigoanei și al suspicerii cotidiene și nici vreun repaus și nici vreo pace în amarnica primejduire, când dureri și în lacrimi, în sărăcii, în necazul suntem toți, fără niciun sprijin și fără vreun zeamru și niciun loc și timp n-avem măcar pentru a întoarce vreun suflet și încă nici pe al nostru suflet nu-l putem mântui dacă n-ar fi mila și iubirea Dumnezeului celui viu. Iată de ce scriu tuturor îndureraților, prigoniților, monahilor, clerului, creștinilor, ca să vă întăriți, să vă încredeți în Hristos și în tăcere și în lacrimi să ascultați glasul și cuvântul Domnului, Dumnezeului celui viu, să aflați pacea lui Hristos și liniștea și harul și iubirea și tot ce-i sfânt. Că voi aveți, că noi nu avem unde să ne plecăm capul, dar voi aveți unde să vă rugați și aveți unde să vă mântuiți. Și spune Părintele: pocăiți-vă, că aveți mai bună ocazie ca oricine. Dar voi nu numai că nu vă curățiți, ci încă nici pe alții nu lăsați să se mântuiască și chiar pe sfinții îi urâți în zadar, îi clevetiți găsindu-le cusururi în orice ipostază și situația ar fi precum lui Ioan Botezătorul, că postea, lui Hristos că mânca și bea și că se dă spre hrană și băutură eternă. Întru toate vă smintiți, de aceea nici nu mai trimite azi Hristos decât nebun pentru numele Său. Și puteți să vă smintiți cât vreți, că toți smintiți și căzuți sunteți și nu mai aveți unde să mai cădeți din cât sunteți. N-aveți decât să râdeți pentru nebunia noastră ce o facem pentru Hristos și pentru împărăția cerurilor. Voi rămâneți cu râsul, cu batjocura, iar noi lucrăm chiar în mijlocul nopții și al prigoanei cele mai amare până în sfârșit și ne împlinim misiunea drepte făcând cărările lui Hristos Logos, ca să nu vină mânia divină peste cosmos. Voi sunteți nebuni pentru Satan și pentru lume, iar noi pentru Hristos și pentru ceruri. Așa că e ceva modern și actual a fi nebun azi. În apologetică spune Părintele așa: el a avut o luptă foarte aplică cu ateismul, cu ateii. Atât de mult i-a combătut în scrierile sale și a condamnat foarte mult duplicitatea de atunci.
era foarte supărat pe faptul că în temnițele comuniste, la Iudgher, la Pitești, erau foarte mulți călugări, erau foarte mulți preoți, erau foarte mulți creștini. Și el era supărat pe frații lui, monahi, preoți, erarhi, pe toți. Pentru că, spune undeva, voi v-ați împărtășit azi. Voi ați luat anafură azi. Voi ați băut aghiazmă azi. Dar la Gherla, la Aiut, cine duce o mână de anafură? Cine duce un pahar cu aghiazmă? Cine împărtășește pe acei nefericiți? Cine are grija lor? Îi spunea lui Petru Groza, grozav împietrit. Era și fecior de preot, acel Petru Groza. Și la mormântarea lui Petru Groza au participat toți. Și patriarhul și toate cultele, că au fost chemate de partid. Și părintele îi certa și le spunea, v-ați adunat la un hoit. Ați venit la cel mai mare torționar al neamului românesc. Ați venit să-l slăviți pe cel care ne-a strâns de gât pe noi, pe cel care ne-a alungat din mănăstiri. Lui cântați veșnica pomenire și Hristos a înviat. Dar celor din pușcării cine le cântă? De ce i-ați lăsat acolo în temniță? Și iată în apologetică spune, prin ruga noastră, vă mai susțineți și voi, ateii, că atunci când nu vor mai fi slujbele, veți peri și voi. Noi vă mai ținem prestanța și vă mai reprezentăm demnitatea. Iar voi, de când ați dat libertatea religiei, ați început să progresați, să aveți ajutor de la Hristos, că ați biruit pe toți. Ați descoperit rachete, sateliți, fotosinteză, prin ruga creștinilor, prin lacrima sfinților. Dar voi vă arogați vouă și vă trufiți cu ea. Noi am purtat o cara hainei și a pletelor, a numelui și a cinului clerical, apărând pe toți, însă fiind noi prigoniți, nu mai are cine să-i apere pe netrebnicii farisei apostați, să ridice din căzuta lapsă demnitate și din mentalitatea lor negativistă. Așa că voi ușor îi veți desfința sau lichida. Și merită, pentru că v-au fost scoți de topor și tovară și prieteni de drum până la un loc. Noi însă așa prigoniți, pe cum suntem, ne vom ruga pentru voi și pentru tot cosmosul, pentru cei adormiți de la Abel până azi, că iubim și pe vrăjmașii noștri, că voi ne dați ocazia să fim săraci, înlăcrimați, flămânzi, însetați, curați, pașniși, miloși, prigoniți pentru Sfânta Biserică. Din surghiunia noastră îl iubim și pe Hristos și mai adânc și urcăm cu el calvarul, îi scoatem spinii, piroanele, surițele și îl ducem la sânul nostru. Îl purtăm ca pe un odor, că voi n-aveți azi nici pe cosarul, dar pe Hristos, fiindcă lupta contra omului și contra lui Dumnezeu. Vreți să ucideți pe Dumnezeu și pe Dumnezeu un om. Dacă v-ați găsit așa de deștept să schimbați natura, de ce nu vă schimbați inima de câini? Dacă vă lansați materia până la mii de kilometri, de ce nu vă înălțați și sufletul în dor și evlavie în cerurile înalte ale lui Dumnezeu? Dacă dați fericirea, pacea, de ce nu căutați și fericirea lui Hristos și pacea lui, cea mai presus de toată mintea, fățarnicilor, fiarelor, balaurilor cu multe capete viclene, până când vă va răbda prea bunul Dumnezeu, învie, Doamne, să se isipească dușmanii tăi. Dar voi, ateilor, nu vedeți că singur vă grăbiți sfârșitul, aduvându-vă în Valea lui Iosafat pentru motivul economic, politic, juridic al tuturor necazurilor care o să vină peste voi. În demersul meu duhovnicesc, într-o seară i-am trimis în al preasfințitului un mesaj. Și știți foarte bine că în al preasfințitul arhiepiscop Ioachim are această harismă de a scrie poeme lirice. Și înapoi mi-a trimis o poezie. Dar ce m-a frapat pe mine este că după ce i-am trimis mesajul în al preasfințitului, la câteva minute, un minut, două, a venit și poezia. Și poezia suna așa. Felicitări pentru cercetări, că legi fir cu fir, să ajungi la Părintele Nil, să dezlegi lanțul, să slobozești pe dorobanțul, să scoți din uitare pe cel care, în timp de teroare, a fost făclia aprinsă de vânturi nestinsă, cu glasul tăios, cu suflet milos, iubit de Hristos. Fariseii reproșau așa, până când scoți sufletul din noi. Mântuitorul le-a spus, eu am vorbit lumii pe față. Și fariseii spuneau, învățătorule, noi vrem să ne, nu vrem să ne spui ceva. Noi știm că tu nu cauți la fața omului și vorbești totdeauna adevărul. Părintele Nil nu a căutat la fața omului. A mustrat pe toți că erau președinți, că erau arhierei, că erau clerici, că erau monahi. Și glasul lui de profet, pentru că eu îl socotesc un profet, toate manuscrisele sale sunt pline de vaiuri. Vai vouă, vai vouă, vai vouă, vai vouă. Și m-am dus bugându-l la profeții. Noi nu prea citim profeții.
Dacă o să citiți profeții și o să luați cărțile părintele în el, o să le înțelegeți altfel. Pentru că întotdeauna vaiurile deranjează. Dacă citiți Vechiul Testament, toți profeții au fost omorâți. Isaia, Ieremia, Ezechiel, Daniel, toți au fost omorâți. Poporul, nu-i place poporului cuvântul vai. Și ne place, e bine, e foarte bine. Și în timpul lui Ieremia erau prorocii lui Hristos și prorocii lui mincinoși. În timpul lui Ilie, spunea Ilie, 300 de proroci sunt al lui Baal și unii cu proroc, singurul al lui Dumnezeu, am rămas doar eu. Și pe Ieremia l-au aruncat în groapa cu var, poporul, ca să nu mai audă glasul. Și dacă în război ne pierdem mâna, ne pierdem un picior, și pentru o mână sau un picior există proteză, pentru un spirit amputat nu există proteză. Și eu m-am mirat tot timpul de ce părintele Nil a fost atât de astupat în cei 40 de ani de când a trecut în veșnicie. M-am mirat. De ce nu-i în patericul românesc? De ce nu vorbesc cu oamenii despre el? În periplul meu duhovnicesc, am găsit mănăstiri unde oamenii m-au luat în brațe numai când am pronunțat numele său. M-au luat în brațe, m-au sărutat și mi-au spus, părinte, faci un lucru bun. Am avut mănăstiri unde de la poartă mi s-a transmis să plec. Deși eu am zis, pace ție casei acesteia, spune acolo Mântuitorul, care va fi acolo fiul păcii, pacea voastră se va odihni peste voi. Iar de nu va fi, să ștergeți și praful de pe picioarele voastre. Eu nu l-am șters, l-am păstrat, l-am pus undeva, ca mărturie că am fost acolo. Și am vrut să-l duc pe părintele Nil tuturor. Și m-am mirat, de ce unii îl primesc, de ce unii îl contestă. Nu asta e problema. Toți sfinții, unii au fost admirați, alții au fost contestați, și Sfântul Simeon Nou Teolog a fost și admirat și contestat. Și câtă luptă a avut Sfântul Simeon Nou Teolog pentru părintele său duhovnicesc, ca să-i facă icoană și ca să-l preaslăvească. Și pe mine m-a făcut să aleg după dânsul, în primul rând, sinceritatea sa. Cultura sa deosebită. Sunt foarte multe manuscrise, 9.000 de pagini. Vă dați seama, aceste manuscrise s-au scris probabil în prigoană între 1957 și 1970, când a stat ascuns în satul Crainici, acasă la mama. Și să vedeți, părintele era foarte năzdrăvan. În 1964 și-a dat un anunț la România Liberă, la secțiunea necrologului, scrie așa: colegii de facultate a Eroschimonacului Nil Dorobanțu anunță cu regret moartea colegului lor care a fost îngropat. Securitatea, când a auzit că Nil Dorobanțu a murit, l-a lăsat în pace, deși el trăia, bine mersi, acasă. Era foarte isteț și știa să avea strategiile sale de luptă ale armatei, fiind militar, le aplica în viața duhovnicească. Foarte multe minuni am auzit despre dânsul, vă povestesc numai câteva. Eu pot să vorbesc de Dorobanțu până dimineața, atât de mult s-a cuibărit în sufletul meu și atât de multe știu încât mai și încurc și nu mai am nici coerență, pentru că am umblat un an de zile foarte mult, foarte mult, prin toate mănăstirile. Am mers în toate satele românești și mi-e ciudă pe mine că nu am pornit mai devreme cu câțiva ani. Am pierdut foarte mulți oameni mari din lumea bisericească, l-am pierdut pe înalt preasfințitul Bartolomeu, care l-a cunoscut foarte bine. Am pierdut foarte mulți duhovnici care l-au cunoscut. L-am pierdut pe părintele Zenovie Chitescu, de la Nechit. L-am pierdut pe părintele Nicodim Bujor. Am pierdut foarte multă lume care mi-ar fi putut da informații. Singura persoană care mai trăiește și l-a cunoscut fiindu-i coleg de bancă este părintele Nicolae Bordașiu, care este preot la Sfântul Silvestru și care l-ați mai văzut vorbind frumos despre eromonacul Arsenie Boca. Una din minunile sale. Acum câteva luni, o femeie din satul Jorești, de lângă Focșani, ne-am întâlnit ca să-i dau niște cărți. Și mi-a zis, părinte, eu aveam 17 ani și am mers la schitul Tarnița cu 4 femei. Am intrat la părintele. Una din femei, părintele a oprit-o și mi-a dat voie să intre la dânsul și i-a zis, tu nu. Femeia a început să plângă. A insistat. Părintele i-a zis, te duci acasă, mulgi vaca, în fața casei tale este un păr. Faci un șanț în jurul părului și tot laptele de acolo l-arunci în șanț. Și dimineața te duci să vezi ce e acolo. Femeia a făcut ascultare. A mulgi vaca, a făcut șanțul, a turnat laptele acolo. Dimineața când s-a dus în șanț era plin de șerpi. Femeia a alergat plângând
la mănăstire. Părintele a așteptat-o și i-a zis: de ce nu vă opriți acolo în casa voastră de a mai face vrăji? Dar ce vrăji facem? Păi voi luați laptele credincioșilor din sat, umblați cu diavolul și cu vrăjile voastre. A spovedit-o pe femeie, în trei zile, a împărtășit-o, iar în trei zile a murit. Cutremurător. O altă întâmplare, am găsit în satul Bolotești o doamnă care în 1951 avea 9 ani și avea o boală gravă la tiroidă. Făcuse o cușă mare aici sub gât și mama ei mergea foarte des la tarniță. Și acolo, într-o noapte, fata era bolnavă, era aproape gata, pentru că avea febră mare, nu știau ce să-i facă, erau anii 50, spitalele erau mai puține, mai multe erau felceri decât doctori. Și la geam, noaptea, în miezul nopții, a bătut părintele. Și a bătut ușor și a zis: cine e? Eu sunt. Părintele Nichifor. Îl chema Nichifor. Și ce faceți, părinte? Uite, ia crucea mea de la gâtul meu și pune eu la gât fetei tale. Și fata ta va trăi. A făcut întocmai. Și acea persoană, care acum are 70 ceva de ani, aproape 80, are și acum crucea părintelui Nil, pe care am văzut-o și care răspândește bună mireasmă. O păstrează cu sfințenie. Am încercat să o luăm în această seară să fie aici. A zis doamna: părinte, cât trăiesc eu, eu sunt, deci părinte, deci, pentru mine dacă mi-o luați, îmi luați sufletul și inima mea. Eu am trăit la gât cu această cruce toată viața mea. Eu trăiesc datorită rugăciunilor părintelui și nu mă despărțiți de ea, vă rog. O să văd mai încolo dacă o să pot să o dau și dacă o să pot să renunț la ea. Părintele nu era văzut mergând pe jos. În sala aici se află o scumpă tante pe care o iubesc, tante Aurica Belezan, care e din Păunești și care e în sală. Și care mi-a povestit că era tânără la mănăstirea Trotușanu și l-a văzut pe părintele plecând de la biserică cu o jumătate de metru deasupra pământului. Dar ți-o voie să spunem. Da, urmă să spunem. Ea este aici. Eu am auzit de foarte multe ori lucrul ăsta și ne miram de darurile părintelui. Era foarte, foarte slab. Foarte, foarte slab. Era transfigurat. Era un postitor desăvârșit. Când a fost invitat în satul Dofteana, la părintele Nălboc, în 1951, toată lumea mânca sarmale, toată lumea mânca amas, părintele Nil mânca pătrunjel. Scotea câte o rădăcină și o mânca între dinți. Nimeni nu-l vedea mâncând. La mămura îmi povestea maica Ecaterina Iordache că părinte, noi eram 5-6 fete care aveam 15-16 ani și nu ne hotărâsem dacă să intrăm sau nu în mănăstire. Ele sunt acolo, maica Ecaterina, maica Anatolia, și ne duceam după părintele. Părintele se ruga noaptea la iaz. La Măgura este un iaz. Și noi, fete, copile, ne duceam să-l urmărim. Și de multe ori l-am văzut în lumină. Și dacă o să intrați pe nildorobanțo.ro, o să vedeți mărturiile acelor maici. Și îl vedeam înălțat de la pământ în lumină. Maica Neonila, de la Băimac, de lângă Bacău, ne-am dus să căutăm o altă maică și am dat de o mănăstire. De fapt, am mers cu Marius și am greșit mănăstirea. Și aici o maică și am întrebat: aici e mănăstirea? Nu e aici, mai încolo cealaltă. Dar dumneavoastră cine sunteți? Maica Neonila. Da, îi zic: Marius, dă-mi o carte să-i dăm maică, dacă tot e maică, să-i dăm și eu carte, prima carte. Când a întors cartea, maica a început să plângă. Și a zis: duhovnicul meu, tu cum maică l-ai cunoscut? Da, eu eram la Măgura. Părinte, când se ruga, vedeam lumini cum ies din mâinile lui. Și rămâi mirat la aceste mărturii. Și sunt mărturii multe, multe, multe despre aceste daruri ale părintelui. Despre, era văzător cu Duhul. Noi nu, eu n-am căutat, nu mi-aș dori ca părintele Nil să-l găsesc pe frigider. Nu mi-aș dori ca părintele Nil să-l găsesc pe o cană în Kaufland. Deci nu aș vrea să devină ieroschimonahul Nildorobanțo și nu cred că va deveni, pentru că, vedeți, mesajul lui din manuscrise este numai cu vaiuri. Și nu prea văd eu, de aceea nici nu este iubit. Să știți că spun adevărul și mă doare să spun. La o lună după apariția primei cărți, unele librării au retras cartea. Și am sunat. Care e problema? Mi s-a transmis că, virgulă, cartea dumneavoastră are o problemă. Și am zis: trecut 25 de ani de la căderea regimului comunist și încă n-au murit cei ce caută să ia viața pruncilor. Deci cartea nu poate exista, e clar. Și zic: Doamne, nici n-a ieșit decât prima și a început prigoana. Mă gândesc că mă ieși celelalte, ce o să iasă? Și atunci am avut răbdare și am zis: nu e o problemă, m-a durut. Mă gândesc așa câte cărți sunt pe piață,
câte cărți cu yoga, câte cărți, până și Mein Kampf al lui Hitler e în librării. Și am zis, ce are lumea asta cu Dorobanțu? De ce atât de mult deranjează Dorobanțu? Și m-am gândit că dacă 40 de ani i-au amputat spiritul și l-au ascuns, atunci e o problemă. Anul trecut, în noiembrie, a murit starețul Victorin Oanele, starețul Sihăstriei. Și eu, în general, sunt atent la evenimentele bisericești din Patriarhia Română și nu numai, pentru că trebuie să fim informați. Și în cuvântul de despărțire pe care l-a citit preasfințitul Varlam, trimisul preafericitului Părinte Patriar la mormântarea starețului Victorin, în comunicat oficial am găsit această frază. Vasile Oanele, Victorin Oanele, a ucenicit la Tarnița lângă renumitul pustnic Nil. La 40 de zile de la îngroparea starețului Victorin, am găsit un comunicat la revista Călăuza Ortodoxă a Arhiepiscopiei Dunării de Jos, anal preasfințitului dr. Casian Crăciun, care spunea: Părintele Victorin a ucenicit lângă vestitul ieromonah Nil Dorobanțu. În cartea mănăstirii Tarnița, la pagina 8, apărută în 2008 cu binecuvântarea anal preasfințitului Părinte Epifanie, vrednicul de pomerie Dumnezeu să-l odihnească, scrie așa: la mănăstirea aceasta a viețuit o vreme un profund ascet, un vestit monah, renumit prin necetata rugăciune și nevoințele sale duhovnicești. Și m-am gândit eu, dacă preafericitul îl cunoaște, dacă în alt preasfințitul numește vestit, dacă în altă epifanie recunoaște că era un profund ascet, renumit pentru rugăciunile sale, pentru necetata rugăciunea minții, pentru viața sa curată, înseamnă că eu sunt pe un drum bun, pentru că e cuvântul a treia ierarhie a bisericii care nu l-au dăudat degeaba. De asemenea, în cartea Tradiție și Libertate în spiritualitatea ortodoxă a înaltului Antonie Plămădeală, dacă o să citiți, la pagina 89 vorbește de un nebun pentru Hristos, școlit la Cernica, care era într-adevăr nebun pentru Dumnezeu. E vorba de Părintele Nil. De fapt, Părintele Nil a fost coleg de bancă cu foarte mulți ierarhi, cu Roman Ialomițeanu, a fost coleg cu înaltul Antimnica, a fost coleg cu foarte mulți oameni care mai târziu au ajuns stareți, profesori sau arhimandriți, pentru că, într-adevăr, profesorii lor au fost niște titani, au învățat cu Ioan G. Coman, cu Ioan C. Savin, cu Haralan Berovența, cu Dumitru Stăniloae, erau atunci vremuri în care teologia românească strălucea. Asta nu înseamnă că și astăzi strălucește, dar profesorii de azi sunt nepoții profesorilor de atunci, care, într-adevăr, erau niște titani ai teologiei românești. M-am bucurat tare mult că în drumul meu spre a găsi informații, am găsit mai multă înțelegere la omul simplu, la mireni. Îmi povestea o tanti la Pângărați: Părinte, când eram tânără, a venit părintele noaptea la noi. Noi îl ocroteam, nu foarte mulți îl ocroteau. Au fost și preoți care l-au ocrotit, dar mai mult mirenii. Și când a venit la noi, ce am gândit eu? M-am gândit să-mi ascund copiii. Mi-era frică și am ascuns copiii la o vecină. Când a intrat pe ușă, mi-a zis: adă-mi copiii încoace. De ce mi-ai ascuns copiii? A chemat copiii, mi-a binecuvântat fântâna să nu sece niciodată. Și n-a secat. Și în acea noapte plecând, l-au prins preoții, că el era vândut de-ai noștri, știți? Și l-au prins preoții, l-au băgat în mănăstire la Brateș și l-au încuiat pe dinăuntru, au ferecat geamurile, au bătut scânduri în geam, au ferecat ușa și bucuroși că îl prind pe părintele Nil și îl dau pe mâna securității, au anunțat securitatea. Când au venit securiștii, nu era părintele. A plecat. Toți s-au uitat la geamuri, s-au uitat la uși, tot încuiat. Părintele nu era acolo. Iată, lucrurile acestea ne fac să gândim că avem de-a face cu un om cu alese calități duhovnicești, la care spațiu fizic, ușa, geamul, peretele, nu există pentru el. El niciodată nu spunea că vine de undeva. De unde vii? De la Hristos. Unde te duci? La Hristos. De unde vii? Din cer. Unde te duci? În cer. Și într-adevăr, eu cred că el a fost un fenomen. Am alergat pentru părintele pentru că, din păcate, niște oameni depărtați de biserică, și anume anumite secte, mai ales secta dogaristă din Decuci, condusă de un profesor, așa zis Constantin Dogaru, și alți oameni, au încercat să și-l improprieze pe părintele ca fiind păstorul lor duhovnicesc. Și l-au folosit. Îi folosesc pozele, îi folosesc personalitatea și am căutat să fac lumină și să arăt că părintele nu a fost un schismatic. Părintele are o teologie foarte clară. În vremea aceea,
El a întors foarte mulți stiliști iuliani, deci cei de pe stilul vechi, i-a întors la ortodoxie. A întors foarte mulți sectanți adventiști din zona Hangu, Bohanița. Există la Mănăstirea Văratei o maică, Maica Filoteia, care trăiește și mi-a zis: părinte, eu eram adventistă, din neamuri de adventiști. Părintele m-a făcut să intru în mănăstire. Din satul Buhalnița, unde el predica, 50 de oameni au intrat în mănăstire. Din Tarnița au intrat peste 30-40 de oameni în seminarii și în mănăstiri. Deci predica lui, forța copleșitoare a lui, a făcut ca oamenii să fie copleșiți. Și el spune că am introdus atât de mult tineret în mănăstiri și am luptat ca să cresc oameni și copii pentru Biserica lui Hristos. Eu vă rog să citiți cărțile, pentru că acolo veți vedea într-adevăr cum gândește, care este teologia lui, și să urmăriți toată activitatea asociației, pentru că noi încercăm să mai strângem mărturii despre dânsul. Din păcate, nu mai sunt persoane care mai trăiesc și orice persoană care ne poate da o mărturie este foarte importantă. Am fost acuzat că sunt un nebun care umblă după un nebun. Am fost cercetat dacă sunt canonic sau nu sunt canonic. Mi s-au cerut date dacă fac parte din biserică sau nu fac parte din biserică. Pentru că, datorită faptului că părintele a fost impropriat de acești oameni, se făcea o conexiune cu mine ca și cum aș fi din altă biserică sau din alte fracțiuni, ceea ce nu e adevărat. Eu sunt cleric în Arhiepiscopia Romanului și Bacăului, sunt ascultător ierarhului meu canonic și Sfintei Biserici Ortodoxe Universale Sobornicești. Și de aceea n-am nicio legătură cu fracțiuni sau cu alte biserici sau pseudobiserici, ci eu am rămas credincios bisericii care m-a crescut și m-a format și nu am făcut altceva decât să merg după un ortodox. Părintele Nil este ortodox, nu este altceva. Și dacă am scris, am scris pentru că am găsit în această carte care se cheamă Mărturisitorii din închisorile comuniste un cuvânt care mi-a plăcut. Știți, în America există o mănăstire, mănăstirea Platina. Acolo s-a ostenit Sfântul Serafim Roz. Nu este canonizat, dar eu socotez sfânt pe Părintele Serafim Roz. Și ei aveau foarte multă evlavie la Sfântul Ioan Maximovici. Și s-au apucat ei să-i scrie viața și să meargă să caute mărturii despre sfințenia Părintelui Ioan Maximovici. La un moment dat, un episcop i-a certat și le-a zis, spune aici în carte, nu publicați nimic despre arhiepiscopul Ioan până ce nu mor dușmanii lui. Dar de ce? A fost reacția firească la aceste cuvinte. Și a spus părintele, până atunci vor muri și prietenii lui și nu va mai fi nimic de publicat. A urmat răspunsul, atunci veți putea scrie ce vreți. Și am spus noi, da, dar nu mai avem ce scrie. Atunci nu va fi nicio problemă să țesem legende neputincioase, inofensive și să nu păstrăm consemnări adevărate care poate tulbură despre un sfânt real întemeiate pe fapte la care au fost martori cei care l-au cunoscut pe sfânt așa cum era el cu adevărat. Și de aceea eu am alergat cât am mai avut timp și cât mai am la oameni care l-au cunoscut cu adevărat pe părintele și care pot da mărturie despre dânsul. Și de asemenea în această carte am mai găsit un cuvânt frumos. Și spune așa, dacă cumva pentru a iubi adevărul, pentru a identifica adevărul, pentru a nu-l ascunde, dacă Dumnezeu nu-l ascunde, de ce să-l ascund eu? Și m-am gândit, pentru că în toată această lucrare pe care am făcut-o a fost o pronie a lui Dumnezeu. Anul trecut, pe 12 noiembrie, a fost prima oară când am mers la mormântul părintelui. Am plecat seara, am făcut 10 ore și am plecat cu fiul meu, cu cântărețul meu. Când am ajuns la cimitir, i-am spus, uite, eu iau partea asta, tu ia partea cealaltă. Eu nu l-am găsit. Atât de mult am început să plâng. Unde ești, părinte? Unde ți-e mormântul? Și am auzit o strigare. Părinte, am găsit mormântul. Am slujit primul meu parastas la mormântul părintelui, de Sfântul Nil Pusnicul, care se sărbătorește pe 12 noiembrie. Apoi am mers la casa părintelui, unde nepoata de acolo, o strănepoată care are grijă de casă, mai îndepărtată, mi-a zis, părinte, e încuiat acolo. Eu nu am cheie. Cheia e la drum pe tatălui Severin, la un nepot de-a meu. Eu i-am zis, mamă, Veronica, eu n-am bătut 700 de kilometri. Eu tai lacătul, spargă ușa, o iau cu mine. M-am dus la magazinul satului,
am luat un lacăt cu 3 chei, am găsit o pânză de bonfire, am tăiat lacul cu nepoata, lacătul cu nepoata și am intrat în casă. Acolo am găsit două rase, aceste pitrahil, un felon, mai multe culioane și un sac cu sar hieresc. Primul lucru, mi-am luat culionul părintelui și l-am pus în cap. Mă gândeam, aș fi zis, Duhul din tine îndoit în mine. Dar mi-a fost frică. Am pus culionul în cap și am cerut atât. Părinte, să vă rugați Bunului Dumnezeu să nu-mi fie frică, să vă rugați Bunului Dumnezeu să pot să lucrez în acest demers duhovnicesc și să aveți grija mea de acolo de unde sunteți. Să mă îndreptați unde trebuie să mă duc. Să vorbesc ceea ce trebuie să vorbesc. Și vă rog să mă ajutați. Și a fost pentru mine un moment extraordinar. Imediat am primit aprobarea de la CNSAS și după aceea au început ucenicii părintelui să sune, să spună. Eu am 50 de pagini, eu am 30 de pagini, eu am 100, eu am 200, eu am 1000, eu am manuscrisele toate, s-au strâns și au fost predați asociației care se ocupă de ele și care le publică și datorită asociației ele pot apărea pentru că eu nu am avut logistica necesară și de fapt sunt participant la prima carte. Asociația, știind că eu cercetez pe părintele, mi-a propus o colaborare și a zis, părinte, noi vedem 40 de pagini din mistică în care părintele își spune viața și veniți și dumneavoastră cu partea de cercetare și facem și noi o primă carte și vă treceți dumneavoastră la ediția îngrijită pentru că dumneavoastră ați lucrat și dumneavoastră ați aranjat-o. Și așa a apărut prima carte, Eroschimonacul, Nedor Bansu, Nebun pentru Hristos și Făclier al Monahismului secolului 20. Eu vă mulțumesc că ați venit să ascultați gândurile mele și îmi doresc ca focul Părintelui, dragostea Părintelui pentru Hristos să intre și în inimile frăților voastre. O să vedeți în mistică cum se ruga Iisuse dulce, Iisuse prea scump al sufletului meu. Să vedeți cum se roagă. A făcut Sfânta Liturghie toată viața lui în fiecare zi. Chiar dacă era caterisit, nu i-a păsat, pentru că caterisirea a fost politică. Pentru că el spune că Lefter Gheorghe, acest Lefter Gheorghe, era șeful împuterniciților atunci care, știți că biserica avea niște puterniciți ai Ministerului Cultelor și veneau acești împuterniciți raional, regional, care se ocupau și dacă găseau un element care nu corespunde lor, îl îndepărtau din călugărie, îl îndepărtau din preoție. Ca și Arsenie Boca și Părintele Nil a fost caterisit. Dar el și-a slujit Sfânta Liturghie mereu. Îmi povestea o doamnă, în 1973, părintele a cerut acelei familii să-l ia la Tekelgiol. Și în fiecare dimineață, la ora 6, părintele dormea în mașină. Și la ora 6 bătea la ușă. Sfânta Liturghie. Făcea Sfânta Liturghie. Acolo. Îi dezlega, îi împărtășea. De asemenea, părintele spune că atât de mult a iubit Sfânta Liturghie, atât de mult a iubit unirea cu Hristos, atât de mult a dorit să se împărtășească încât el trăia numai cu Sfintele Taine. Aceasta era dragostea lui de a sluji zilnic Domnului Dumnezeului său și de a se uni cu Hristos. Vorbește atât de frumos, spune, mâncând ochii Domnului Dumnezeu, vom vedea ca El. Mâncând mâinile Lui, vom alerga la bine, mâncând picioarele Domnului. Și le spune și nouă preoților, spune așa, preoților, când îl sfărâmați pe Hristos, să aveți grijă să nu-i scăpați un picior sau vreo mânuță. Și când îl luați în gură, să-i auziți scâncetul pruncului între dinții voștri. Trăia. El l-a văzut pe Hristos, o să vedeți în cărți, toată viața lui el a văzut carne și sânge acolo în potir. Ca Sfântul Simeon, nou teolog, care 48 de ani a văzut porumbelul Duhului Sfânt coborând peste Sfintele Taine. El avea vederea duhovnicească, avea auzul duhovnicesc și spunea, cum? Voi nu vedeți carnea și nu vedeți sângele cum clocotește în Sfântul Potir. El avea niște trăiri extraordinare. Avea o viață duhovnicească extraordinară. Era un om dedicat pentru călugărie și mai ales pentru schivnicie. Și de aceea eu îl iubesc. Pentru că a fost sincer, pentru că a fost vertical, pentru că n-a colaborat cu niciun regim, pentru că a condamnat duplicitatea și pentru că nu s-a lăsat cumpărat, nu s-a lăsat niciodată să-i fie pervertit sufletul său curat și bun. El a murit în condiții stranii. A fost adus acasă, bătut în zona pieptului. Asociația s-a ostenit să-l dezgroape. Eu, de fapt, le-am zis atât. De multe ori, în periplul meu duhovnicesc, îmi spuneau unii oameni,
Părinte Ioane, nu mai umbla iurea după un nebun. E un nebun, un țăcănit. De fapt, părintele îi se spunea zănatecul. Un țăcănit. Și, ca să știi ceva, părintele a fost un păcătos. A fost un eretic. A fost un înșelat. O să găsești oase goale. O să găsești trupul împuțit în mormânt. Și atunci, îndurerat fiind, i-am spus doamnei Marina, nepoate, doamnă, uitați, toată lumea zice că e eretică. Le-am gândit, măi, poate are nevoie părintele, chiar dacă îl găsim împuțit. Orice om păcătos, împuțit, hoit, are nevoie de o dezlegare. Și ne-am gândit, doamnă, dezgrupați-l. Poate facem o rugăciune arhierească, preoțească, de dezlegare. Și dacă nu o fi neputrezit și o fi împuțit, poate mila lui Dumnezeu va desface trupul său de înșelat. Ei, surpriză mare. Nu s-a găsit nimic. Sicriul părintelui gol. Mama în stânga, tatăl în dreapta. Sicriul părintelui gol. Unde e părintele? Călugărul dispărut din meie dinți. Eu, sincer vă spun, mi-am dorit să nu fie acolo. Și când am auzit vestea, m-am bucurat în sufletul meu și am zis, Doamne, Năzdrăvan, mai ești părinte. Și în viață, Năzdrăvan, și după moarte. Și credincioșii de la Crainici, care, văzând asociația că a venit acolo să dezgroape, ei se pregătiseră să ia moaștele părintelui, se pregăteau să apară sfintele moaște, ca de altfel, și noi ne-am gândit că o să fie sfinte moaște. Și ei au rămas triști, noi am plecat triști, și părintele de sus o fi zis, nici la voi, nici la voi, așa că eu plec, am plecat, nu se știe unde este. Noi speculăm că l-au furat securiștii, că l-au furat călugării. Hai, la călugării nu l-au furat, securiștii nu l-au furat, poate s-o fi urcat, cine știe. Mulți sfinți s-au urcat. Cine știe ce lucrare a avut Dumnezeu cu el? Dar eu cred în viața părintelui. Eu nu canonizez oameni. Eu nu fac oameni sfinți. E datoria bisericii. Dumneavoastră canonizați. Dumneavoastră sfințiți pe oameni. Viața lor curată, ortodoxia lor dreaptă, minunile de după moarte sau în timpul vieții și evlavia dumneavoastră canonizează un om. Eu n-am vrut altceva decât să aduc din nou în atenția profesorului de teologie, a ierarhilor mei, a colegilor mei preoți, a dumneavoastră, să aducem acest om din nou, să-l punem în valoare. Dacă o fi rătăcit, dacă o fi înșelat, dacă o fi greșit, rămâne ca după apariția cărților, teologii, doctori în teologie, profesorii, să analizeze opera și să dea ei verdictul. Dar eu cred că era păcat. Și vedeți, opera a apărut pentru că, nu știu dacă apărea vreodată, pentru că oamenii aceia care au spus că au manuscrise, au văzut că părintele din ce în ce începe să îi fie cunoscut numele. Și au spus, părinte, văzând dragostea dumneavoastră, osteneala dumneavoastră, încet, încet, lucrurile au ieșit la iveală după atâția ani, după 38 de ani, 9 pagini. De asemenea, asociația mi-a spus că una din pagini are numărul 100.003. Părintele își numerota fiecare pagină de manuscris. Și eu m-am speriat și am zis, 100.003, nu se poate să fie scris, părintele, atâtea pagini. Dar se pare că mai sunt pagini uitate în țară. Se pare că unii mai dețin bucăți din manuscrisele părintelui Nil. Și de aceea și această lansare s-a făcut ca ea să apară în mediul online și poate oameni care au acasă și cărora le-a fost frică, că să știți că foarte mulți oameni cu care am vorbit, unii mi-au spus, părinte, ești conștient că sfinția mea ta nu o să-ți fie prea bine. Ei, da, știi, părinte, noi am tăcut până acum de frică. Noi am vorbit când te-am văzut pe mata. Dar unii mi-au zis, ești puțin nebun. Și am zis, măi, numai un nebun poate să caute alt nebun. Dar un nebun pentru Hristos și nu idiot pentru oricine. De aceea, eu am alergat după părintele și alerg în continuare. Pentru că vreau să aflu adevărul. Și mereu am aflat și lucruri urâte despre dânsul. Nu m-am smintit. Le-am primit, am respectat dragostea și poate ura altora și mi-am cules ca albina ceea ce este și ceea ce am considerat eu. Bineînțeles, am păstrat și criticile. Dar, citind paginile părintelui Nil, pentru că din scrisul lui îți dai seama ce teologie a avut, cum a gândit, cum a simțit. Și atunci, noi va trebui să citim și dumneavoastră vă îndemnăm să citiți, să-l studiați, să-l îndrăgiți și să știți că eu am simțit puterea părintelui extraordinar de mult. Când am fost cu Marius în satul Poiana Vrâncioaia, la un moment dat am mers să căutăm o poză. O să o vedem. E vorba de părintele Nil în 1966, stă undeva cu mâini ridicate pe un monument
la Bârsești Vrâncioaia. Vă dați seama, în plin regim comunist, părintele mai eu, cu mâinile sus pe monument, câțiva oameni stau cu căștile în cap, iar părintele în semnul Sfintei Cruci, vă dați seama, nebun pentru Hristos. Și nu găsisem poza aceea. Și în duminica aceea ne-am îndreptat spre Poiana. La un moment dat ne-a ieșit o tanti la ocazie. Eu am picut cu Marius pe lângă ea. Eu îi zic lui Marius, mă, Marius, oprește-mă un pic. Dacă o fi o tanti din sat și știi ceva despre părintele din el, hai să ne întoarcem. Am dat marșalier, am deschis geamul și am zis, să rămână mămăică. De unde ești? Din Poiana. Da, de Nechifor Nildo Robanțu. Eu sunt mai așa, mai direct, știi, am și speriat femeia. De Nechifor Nildo Robanțu, ai auzit? Cum să nu? Cum să nu auzim noi de părintele Nil, drăguțul nostru, sfințișorul nostru? Dar ce oameni? Și haideți că vă duc eu la o casă. Am mers la casa respectivă, unde era o nepoată de un om numit Ion Boboc, un ucenic al părintelui în anii 50. Și a spus, mi-am spus, doamnă, nu aveți niște poze în casă cu părintele Nil? Avem părinte, dar nu mai știu unde are mama cufărul ei. Măi, femeie, te rugăm frumos, doamnă, tanti, mămăiță, nu mai știam cum se spune. Te rugăm, cercetează. Am plecat din Focșani, la o oră ne-a sunat. Părinte, întoarceți-vă înapoi. Am găsit. Vai. Nici nu știu cum am întors și am găsit 10 poze. Și spuneam lui Marius Petru, mă, Marius, mă, dacă nu luăm noi femeia cu noi, cum găsim noi pozele astea? Și ne-am gândit, dar ce credeți că a ieșit singură din la ocazie? A scos-o cineva. De asemenea, am mers la Mănăstirea Recea să caut o maică care a fost tunsă în monahism de părintele Nil. Și când am intrat în mănăstire, eu nu știam decât că a fost tunsă. Și întreb, iese o maică pe pridvor. Maică, să nu una. Ai auzit din Dorobanțu? Cum să nu? Dar nu știi vreo maică care a fost tunsă de părinte Nil? Eu sunt părinte maica aceea. Ea m-a așteptat pe pridvor. La Mănăstirea Buluc ne-am dus să o căutăm pe maica Marina cu preoteasa. Și am ajuns la mănăstire. O maică aprindea o candelă la o tăiță, la 20 de kilometri de mănăstire. Și am deschis geamul și am zis, Hristos s-a înviat. La care maica zice, oh, numai părintele Nil dădea Hristos a înviat în mijlocul verii. Și zic, păi eu pe el îl caut. Păi da, da. Zic, dar caut o maică, Marina Chiper. O cunoașteți? Cum să nu? Vă duc eu la ea. Hai, coboră jos, părinte. Mă ia maica de braț, merg 20 de metri, se uită la mine și spune, eu sunt maica Marina. Mi s-au mâiat picioarele. Și am zis, Doamne, eu am venit să o găsesc pe Marina și uite, Marina era la poartă, m-a așteptat pe mine. Și atunci am zis, părintele e cu mine, părintele îmi deschide cale. Și nu vă mai zicem altele și altele care s-au întâmplat. Eu, cândva, o să scriu o carte, mai despre cum l-am cunoscut eu, cum am trăit eu și sunt multe lucruri pe care nu pot să le spun în seara aceasta. Dar cândva, din toate aceste lucruri pe care le-am trăit, voi scrie o carte. Cum l-am cunoscut pe părintele Nil? Și sper, cu ajutorul lui Dumnezeu, să fiu sănătos și sper ca să mă înțeleagă și cei care mă condamnă, că nu-mi văd de treabă, că nu e momentul, că părintele trebuie lăsat să stea în adormire, că părintele a fost puțin luat, că nu e cazul să apară acum. Și am zis eu, măi, dacă Dumnezeu a scos 9.000 de pagini din pământ, din iarbă verde, dacă Dumnezeu ne-a deschis ușile peste tot, înseamnă că Dumnezeu vrea. Dumnezeu nu mai vrea ca această lumină să stea sub oprob. Și dacă e voia Lui, atunci eu să zic nu. Noi când suntem chemați de Hristos, trebuie să spunem, Ioane, părinte, unde ești? Eu trebuie să-i spun, iată-mă, Doamne, iată-mă, părinte. De aceea, eu nu am făcut multe, decât m-am lăsat purtat de părintele Nil peste tot și părintele mi-a deschis multe, multe lucruri. M-a bucurat atât de mult. Eu acasă, în familia mea, soția Anastasia, când am plecat, eu aveam emoții, cea mică. Și i-am spus, Anastasia, m-a văzut, tata ți-e rău? Nu, am niște emoții. Și a zis, să nu fii supărat, tu ești prietenul lui părintele Nil și părintele Nil e prietenul tău. Și tu te acolo, ia epitrahilul lui în gât și el va fi cu tine. Nu-ți fă probleme. Tu știi multe despre el. Ai cum, poți să povestești multe. Am plecat, mi-am salutat-o și am zis, mai dacă Anastasia mea este așa, trebuie să fiu puternic și să pot vorbi. Eu vă mulțumesc tare mult. Și dau cuvântul domnului scriitor, care și dânsul, din focul nostru, am aprins și inima dumnealui și vă va vorbi și dânsul, părintele. Vedem dacă mai rezistați. Sigur că eu am citit volumul despre care am amintit că l-a conceput. Am făcut această antologie care
intrându-mi în mână la recomandarea Părintelui Macarie, am citit-o cu real interes și cu trăire care sper să se regăsească în aceste rânduri. Nu vă spun că acest articol a avut și el ceva aventuri până să apară. L-am acredințat unei publicații, am primit un răspuns că da, e bine scris, dar e bine să mai reflectezi, te mai gândești un pic. Sigur că m-am gândit și l-am trimis la altă revistă și a apărut. Așa că am să vi-l citesc, pentru că eu sunt adeptul cuvântului scris și nu sunt un vorbitor grozav. Pentru atei și pentru cei care au încă îndoieli că Dumnezeu există, volumul lui Eroschi, monahul Nil Dorobanțu, nebun pentru Hristos și flacără vie a monahismului secolului 20, editura Babel Bacău 2015, le demonstrează la modul concret nu numai că el e din veșnicie, ci și că poate fi pipăit, văzut, auzit și experimentat mistic. Sigur, această teofanie divină va fi greu de asimilat cu mințile lor rătăcite, dar cine dintre ei va avea răbdare să parcurgă până la final paginile antologiei, alcătuite cu o sârdie și smerenie de preotul Ionel Dumitru Adam, cel de față, se va întreba cu siguranță dacă nu cumva e cazul să renunțe la această gândire limitată și să se apropie cu pași repezi de unicul Creator. Deși cu preponderență Mântuitorul se arată de regulă săracilor, orfanilor, analfabeților, urmărind firul zbuciumat de existența eroschii monahului Nil Dorobanțu, nu putem să nu ne cutremurăm la rândune și să nu ne bucurăm că aleșii lui Dumnezeu trăiesc printre noi zi de zi și că în nimicirea noastră putem fi alături de El martori ai dumnezeirii prezente, reale și valorificatoare, tocmai azi când Dumnezeu e negat de un miliard de nebuni atei, iar bucuria și surpriza descoperirii acestui nebun pentru Hristos sunt cu atât mai mari cu cât până la apariția cărții foarte puțini aflaseră despre faptele sale sfințitoare și de nenumăratele minuni pe care le-a săvârșit încă din timpul vieții pământești. Sintetizate, reperele bibliografice le întâlnim în autobiografia scrisă la sediul securității din Turnul Severin, ziua arestării, la 2 aprilie 1970, dar ele transpar în toate celelalte pagini, începând cu autobiografia mea de luptător pentru lupta cea bună în via lui Hristos, continuând cu mărturile rudelor și ale celor care l-au cunoscut direct, consemnate cu migală de antologator și încheiind cu suita de fotografii și documente de arhivă, în marea lor majoritate scoase pentru prima oară la lumină. Născut în câmp, a fost crescut de mic în Tatăl, Fiul și Sfântul Duh, ridicându-se rapid spre cerul de lumină și trăind la 14 ani prima teofanie în extaz, semn că Dumnezeu a avut un plan cu el încă de la începuturi, lucrând nevăzut și pregătindu-l etapă de etapă, atât pentru descoperirea raiului pe pământ și a fiorului tainii divine, cât și pentru a deveni ucenic în fiecare zi, cu sânge și fără sânge, până la sfârșitul depistării ateiste. Căzând adesea în răpire, a tăinuit multă vreme harurile cu care le-a înzestrat Dumnezeu pentru credință și adânca lui smerenie, dar observând ce se întâmplă cu ortodoxia, și aici citesc, astăzi a intrat o necredință, o îndoială în toată lumea, nu a putut să-și ascundă la infinit trăirile și a considerat de datoria sa să strige suscitare ce a experimentat în mod științific, controlabil, real. Și acum, iarăși vă citesc, cu ochii mei am văzut pe Dumnezeu pe cât mi s-a putut. Cu urechile mele am auzit cuvântul lui Dumnezeu prin glas omenesc. Cu limba mea am gustat și am văzut ce dulce este Domnul Euharistic. Cu simțul olfactiv am adulmecat
balsam, miresme și smirnă divină și miros străin de lumea asta, parfumul logosului divin. Cu mâinile mele și cu simțul tactil am simțit puterea palpabilă a Dumnezeului celui viu. Sărac de nume și de lume, de averi trupești și sufletești, obosit de atâta prigoană, dar bogat în comori cerești mistice, a fost condus de Dumnezeu cu mână tare și cu braț înalt, atingând trepte de sfințenie, greu de imaginat în timpurile noastre. A fost răpit ca Avacum și ca Filip și mutat în altă parte, scurtând din drum spre ceruri. În urma slujbilor și a rugăciunilor sale, sfinții vechi, calendariștii iuliani, s-au întors la ortodoxie, ca și toți sectanții. Ateii și învățații au crezut în Hristos, păcătoșii s-au pocăit, bolnavii s-au tămăduit, doi orbi au văzut, două moarte au înviat, epileptici, slăbănoci, muți, ciunci, surzi, s-au tămăduit și cuvântul Hristos lucra cu putere. Era atât de spiritualizat încât apărea și dispărea, când voia și unde voia, când mergea nu atingea pământul, plutea. Avea darul de dublări și al dispariției instantanee. În timpul slujirii avea, alături pururea ceruri de îngeri, a descoperit moaștele pusnicilor din Agapia și din Sigăstria și așa mai departe. Învățat de Părintele Arsenie Boca cum să pogoare mintea în inimă și zestat cu harisma predicii, a propovăduit cuvântul lui Hristos atât în biserici și mănăstiri, de unde a fost alungat de fiecare dată, cât și cu biserica în spate, predicând ore întregi de sculs cu crucea în mână, cu capul gol, încins cu o funie, prin sate și orașe, slujind Sfânta Liturghie zi de zi, cel mai adesea în spații neconvenționale și în natură. În șuri, în păduri, în grajduri, prin beciuri, în pivnițe, în fân, în cetină, în noroi și pe gheață, pe acoperișuri, pe ulițele cetății, noaptea și ziua. Atrăgând în jurul său mii de oameni, dar și ingemonii securiști, care nu i-au iertat cuvântul răspicat și iubenile trașante, faptul că la predică vedea lumină sau întuneric, porumbel sau păcat, iubire sau ură la fiecare creștin și nu-și termina cuvântul propovăduitor până nu pierea Satan din toți. L-au arestat în mai multe rânduri, l-au scos din slujbă în straile cu care oficia liturghia și l-au batjocorit, bătându-l cu pumni și cu arme grele, aruncându-l în întunericul demonic al celulei numărul 5 și punându-i viața în pericol de mii de ori, fără a reuși însă nici o clipă să-i perturbe convingerile și să-l oprească din activitatea sa misionară. Dimpotrivă, condițiile grele din temniță i-au folosit la curățirea, iluminarea și unirea mistică, iar suferințele l-au ajutat la marea judecată să scape de iadul cel veșnic. Considerat nebun și caterisit în cele din urmă de arhierei pe care îl mustra pe față și tocmai de aceea nu l-aveau nici ei la inimă, a preferat să stea ascuns în satul natal vreme de 14 ani și să studieze, elaborând o operă teologică impresionantă și abia de acum încolo va fi valorificată, după cum deducem din cuvântul de încheiere al îngrijitorului ediției. Flacără via monahismului românesc era oximonacul Nil Dorobanțu, 1920-1977, va fi cu siguranță nu doar scos din uitare, ci și integrat în galeria impresionantă a patericului. Ce să mă blâmbesc, sunt obosit de acum. Autohton și, de ce nu, chiar înscris în sinaxare, întrucât gradul său de sfințenie și minunile pe care le-a săvârșit în ultimele decenii vorbesc de la sine. Citiți volumul și vă veți convinge că cel ce a îmbrăcat încă de tânăr haină de batjocură și se considera din smerenie vierme și nu om, a fost și este, în fapt, unul dintre mulții sfinți tăinuiți iubiți în spațiul românesc și care merită cu prisosință să fie cunoscuți. După cum ați observat, el deja este cunoscut. Modesta mea contribuție, sper să mai aducă și alți oameni în preajma lui. Vă mulțumesc!
mulțumim invitațiilor noștri și mulțumim celor de la bibliotecă, doamnei director Șerbu și Cameliei, că au avut atâta răbdare. Părintele Nil este acum mai aproape de mulți dintre noi. Veți ști data viitoare, dacă vă doriți să fiți aproape de el, când vom avea evenimente. V-am spus că sunt cărți la ieșire, sunt lucruri din care puteți gusta și puteți să o întrebați pe doamna Aurica, care are multe de spus, în particular, așa, ca să nu mai lungim lucrurile, da? Vă mulțumim tare mult că ați fost alături de noi. Bună seara! Două secunde, dacă mi-i îngăduiți. Îngăduința părintelui și cu a distrușilor oaspeți. Haideți să cântăm Hristos a înviat, am primit calul de la duhovnicul meu. Hristos a Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește și ne mântuiește pe noi. Amin. Amin.